Salut, Cristi, încă se aud pe margine... Un meci foarte intens. Urmările meciului dintre locul 1 contra locului 2 din această ligă. Cum a fost? Sunt foarte bucuros, în primul rând, pentru rezultat, pentru băieții mei care s-au dăruit exemplar. Plus că e prima înfrângere la OCSB în acest campionat, ceea ce am reușit un lucru istoric aici. A contat și faptul că n-au avut rezerve, totuși? Foarte, foarte mult, pentru că ei au avut 2-1, noi totuși am revenit de la 2-1, 4-2. Eu zic că foarte mult au contat. Dacă aveau 2-3 rezerve, aveam meci foarte greu, cred că chiar luam și bătaie. Ce, ce credeai la ratarea de cu fața porții singur? La 1-1. Și când au dat ei 2-1, zic gata, am luat bătaie, s-a dus meciul. Eram, după cum vezi, am rămas și fără voce. Nu mai, deci e incredibil. Nu. Băieții au fost senzaționali, s-au jucat, s-au dăruit. Senzațional a fost. Crezi că ei mai puteți ajunge până la final? Nicio șansă, nu. Nu, nicio șansă. Nu mai are cine să-i bată. Deci dacă mă întreb pe mine, până la final nu mai are cine să-i bată. Am înțeles. De campionat de victorii, ce părere ai? Cum e competiția? Senzațional, foarte multă expunere. Din punctul meu de vedere, cea mai tare competiție de mini-fotbal din România. Mersi și baftă!